Cum am ajuns să joc cu asta, vă întrebați? Păi, din cauza voastră am ajuns să joc cu asta. Deci, cred că jumătate din... Mai bine de jumătate din toate mesajele pe care le-am primit pe Instagram, la story-ul pe care l-am postat cu ce jocuri horror să fac în această minunată serie, au fost, desigur, Emily Wants to Play. Eu nu știu ce așa horror a jocul ăsta și mai exact de ce ziceți voi că trebuie să joc neapărat, dar mi-e teamă pentru că cred că voi știți. Mai bine. Să vezi. Este ora 3, aproape jumătate dimineața, fiți aici așa frumusele aici, 3, da, 3 și 20, da, v-am convins, e 3 jumate. Deci nu e 3, chiar 3 jumate. Mai era o dată. Ok, dragii mei. Nu știu dacă jocul ăsta are story în sine, dar vă zic de pe acum că dacă mai vreți episoade cu el, vă rog mult de toți să lăsați un comentariu mai jos. Și să nu uitați să abonați clopoțelul ca să fiți de curând când le postez cu la notificare. Da, mi-a deja mă sperie ce se întâmplă acolo. Așa. Și de asemenea, vă invit în fiecare zi când sunt live pe Facebook, vă rog frumos să verificați linkul în descriere, vă uitați acolo și pe pagina de Facebook, nu uitați să dați un follow și acolo și haideți să ne jucăm pentru că deja am început să facem de Ok, bun. A, da, și mă joc pentru Neric și mi-am dat seama că am uitat să fac ceva ca să mă vedeți mai bine. Gata. Acum mă vedeți mai bine. Deși, sinceră să fiu, nu cred că... Hello? Your pizza's here! Help! I'm your pizza boy! Ah! Hey! I'm your pizza boy! Don't scare me! Please don't scare me. I'm afraid. I'm afraid of the... What the fuck is this thing? Oh my God. Dacă... Mă întorc de... Mi-e teamă. Mi-e teamă deja. Sunt un teric. Hey! Okay. I'm gonna move now. Ok, nu era nimic acolo. Ce este? I think that I want to kill me. Okay, dude. What's this? What a goat? Please let me out. Okay. Asta? What the fuck? Asta e cumva niște gogoși? Ce scrie aici? Ușa e închisă. De ce am zis lumina? Can I go? Să prind toate luminile din casă? Oh my God. Mi-e teamă. Mi-e foarte teamă și pot să mă uit, așa m-am speriat. Ok, deci de aici se aprinde lumina asta, ok. Pot să ies? Oh my God, ce e asta? Ok, merge.
ce e aia? De ce s-a stins? Oh my god, what the fuck? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok, aprinde la mine acolo, da? Asta... n-are lumină. Oh, baie, ce drăguț! N-are... buclindă... Tof! Ok. Nu-mi stingi tu mie lumina! Help! Let me out! Ceasul era înainte... Help! Nu vreau, nu vreau. De ce faci așa? Auzit. Ok. Era undeva pe aici într-o bătură. Hei. Bună. Te rog frumos, nu mă mai speria. Orice ai fi, nu mă mai speria. Ce-i aia? What? Ok, hai să prindem lumina. Ok, să stai bucătăria. Ia să vedem. So... deci... Send help. Asta-i tot joc. Ce-i asta? Ce vezi asta? Oh my god, mi se face pielea de găină în coltină. Ce Dumnezeule mare e asta? Puta, doamne, ok, bine. Oare prea se tări mi-arată ce... Da, nu mi-arată nimic. De ce mă lăsați să-i dau pe continuă? Oh, nu cred că trebuia să fiu acolo, de asta. Ok, dacă mai iau un scare jump nasol și mai apare ceva în față, mă jur că eu nu mai vreau, ok? Da, mulțumesc că mi-ai deschis ușa, nu știu cine ești, dar e tare drăguț din partea ta. Ok. Nu-i merge calculatorul, are și televizor. Nu vreau un debara. Nu. Chestiile se întâmplă în debara. Ce e asta? My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know it's all about Emily. I can't tell him anything about that, but I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Man. No, you're okay. Ok, ce se întâmplă aici? Păi și tot stinge lumina cineva. Ia să vedem, baie, mai e ceva. Pe lângă asta. Nu, iar a stins lumina de undeva.
Ok, mi tamo. Stai că scrie ceva acolo, cred, nu? Ia ce e asta? Nu vezi ce scrie? Scuze, ce scrie? They don't care about me, they never loved me. Stai, deci asta e povestea unui copil? Cred că e povestea unui copil. Nu, altceva n-are cum să fie. Sigur, e povestea unui copil care, nu știu... O fi copilul lor, cred? Altceva nu-mi imaginez. Sincer să fiu, altceva chiar nu-mi imaginez. Îmi este atât de teamă de ciocul ăsta. E acolo, e acolo, e acolo, e acolo, e acolo. Ce-i jocul ăsta? Măi, eu nu m-am uitat pe net la un gameplay, nu știu cât de lung e jocul. Deci o să-l las momentan așa și vă rog frumos în comentarii, pentru că știu că voi probabil l-ați jucat sau l-ați văzut, să-mi spuneți ce să fac în el. Ok? Să-mi spuneți în ce cameră să merg. Și ce lumini să opresc sau să pornesc? Pentru că... cred că e un fel de labirint. Și cred că cu ajutorul vostru săptămâna... Ori să mă sperii mai tare, ori chiar să termin jocul. Deci eu chiar nu vreau să văd jocul în sine. Chiar nu pot să-l văd. Așa că o să păstrăm elementul surpriză pentru următoarele videouri. Deci nu uitați, în comentarii să-mi spuneți dacă mai vreți să vedeți jocul ăsta pe canal și să-l vedeți și mai cum l-am făcut, că sunt sigură că este o opțiune mai bună pe el. So, lăsați-mi în comentariu. Dar nu la modul că să-i spuneți să mă uit la nu știu care YouTuber de străinătate, că nu uit. Voi să mă lăsați acolo, că sunt sigură că l-ați jucat. Ok, nu mai întreb așa ceva momentan. E prea mult pentru mine. Seara asta. Și măcar atunci o să fiu atentă la comentarii într-o parte și poate mă să sperii pe atât de tare. Deci nu știu, mă spăimântă jocul ăsta maxim. Dar totuși vreau să joc în continuare în următoarele episoade. Totuși până atunci, dragii mei, îi doresc seara plăcută și să nu vă uitați de cum fost la 3 dimineață. Practic, că nu cred că vreți așa ceva la voi acasă. Mai gata și mai stau și cu lumina stinsă, ar fi ca lumea deodată se aprinde, știți? N-ar fi ok. Ok. Atunci, scumpii mei, vă doresc că vise plăcute și... vise plăcute și... vise plăcute. Ca de ce?